Medicii de la maternitatea Botoșani au salvat anul trecut peste 400 de copii născuți prematuri. Județul Botoșani are un procent mare de nașteri premature, această problemă fiind răspândită cu precădere în mediul rural. Foarte multe mămici nu știu cum să-și îngrijească sarcina, nu sunt în evidența unui medic de familie, nu își controlează evoluția sarcinii, nu știu cum să se îngrijească, să se alimenteze și așa mai departe. Potrivit șefei de la Salvați Copiii, cauzele decesurilor fătului născut prematur sunt în principal afecțiunile respiratorii, anomaliile congenitale, accidentele și leziunile traumatice. Să vă trăiască și sănătate multă!